Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și prăjitura de astăzi este cu piersici și afine. O prăjitură delicioasă și foarte simplu de pregătit. Și voi folosi 120 de grame de unt la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr, 3 ouă, 240 de grame de iaurt sau chefir, eu am făcut chefir de casă, o linguriță de esență de vanilie, 280 de grame de făină, 10 grame de praf de copt, un pliculeț, 3 piersici, 50 de grame de zahăr brun, un praf de sare și 125 de grame de afine proaspete. Am spălat piersicile și le voi tăia feliuțe, îndepărtez bineînțeles sâmburele, feliuțe nu prea groase. Eu voi coace prăjitura într-o cratiță de fontă, am pregătit de multe ori această prăjitură în această cratiță și îmi place foarte mult. Dacă nu aveți una, puteți folosi o tavă circulară de tort. Am presărat zahărul brun și acum așez feliile de piersici. Am spălat și afinele și le voi amesteca cu o lingură de făină și le voi da deoparte. Restul de făină o amestec cu praful de copt. În vasul mixerului pun untul moale la temperatura camerei cu un praf de sare, voi începe să-l spumez și treptat voi adăuga zahărul. Adaug cele 3 ouă pe rând și din când în când cu o spatulă curăț pereții vasului pentru a mă asigura că toate ingredientele sunt bine încorporate. Mixez la viteză mare pentru ca ingredientele să fie bine încorporate, zahărul să se topească, iar acum adaug alternativ chefirul și făina, până când le încorporez complet. Adaug acum afinele și le voi incorpora cu ajutorul unei spatule, împăturind și asigurându-mă că toate ingredientele sunt bine amestecate. Între timp am preîncălzit și cuptorul la 180 de grade, torn aluatul peste piersici în cratița mea de fontă și voi coace la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute, până când prăjitura este rumenită și trece testul scobitoare. Asta înseamnă că dacă înfigeți o scobitoare în centru și iese curată, prăjitura este coaptă. Am lăsat să se răcorească pentru 5 minute și răstorn pe o farfurie sau pe un platou și se lasă să se răcească complet. Arată nemaipomenit, este o prăjitură fragedă, veți vedea într-o secundă și este numai bună de pregătit pentru această perioadă a anului. Zi frumoasă să aveți, nu uitați de abonare și ne auzim data viitoare. Până atunci fiți veseli!